Dragilor, dacă nu știți ce să mai gătiți, astăzi vin cu o idee rapidă și ușoară. Este vorba despre o mâncărică cu varză proaspătă, pregătită la tigaie. Eu am făcut-o prima dată acum câțiva ani de zile în urmă pentru canalul spaniol. A avut succes, oamenilor le-a plăcut și am zis să vă arăt și vouă rețeta, poate așa vă mai inspir. Așa că rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Pentru două porții avem nevoie de aproximativ 350-370 de grame de varză proaspătă pe care o vom toca fidelță. Vom mai avea nevoie și de un morcov pe care îl vom răzui pe partea aceea cu solzi a răzătoarei și după ce am răzuit morcovul îl vom pune peste varza tocată. Mai avem nevoie și de jumătate de ceapă pe care o vom toca foarte mărunt, de asemenea un cățel de usturoi tocat mărunt și el. Apoi punem o tigaie la foc, o lăsăm să se încingă foarte bine, după care vom adăuga aproximativ 3 linguri de ulei. Eu am folosit de măsline, însă puteți să folosiți orice alt tip de ulei. Când s-a încins, adăugăm ceapa și usturoiul și le vom căli aproximativ 3 minute la foc moderat. În timp ce se călește ceapa cu usturoiul, adăugăm și un praf de sare, așa evităm ca usturoiul să se ardă, dat fiindcă el conține mai puțină apă. Apoi adăugăm jumătate din cantitatea de varză și morcovul, amestecăm puțin pentru ca aceasta să se reducă în volum, după care adăugăm și cealaltă jumătate. Mai punem puțină sare și de asemenea piper măcinat după gust. Călim varza împreună cu morcovul aproximativ 5 minute la foc moderat, amestecăm din când în când pentru ca ea să se gătească bine pe toate părțile. Acoperim tigaia pentru că în așa fel se va forma vapor în interior, iar legumele se vor găti foarte bine. După ce au trecut cele 5 minute, adăugăm aproximativ un sfert de pahar de apă, mai amestecăm încă puțin, după care vom lăsa varza și morcovul să se gătească până când apa se va reduce complet, bineînțeles cu capacul pus. Asta va întârzia aproximativ 5 minute. Apoi scoatem legumele într-un castron și le lăsăm să se răcească un pic. Și în acest timp ne ocupăm să răzuim 150 de grame de cașcaval pe partea aceasta cu solzi a răzătoarei. Mai avem nevoie și de 3 ouă, peste care vom adăuga un praf de sare și de asemenea piper măcinat. După aceea, cu ajutorul unui tel, batem ouăle foarte bine, atât cât să le omogenizăm. Acum că varza și morcovul s-au mai răcit, le adăugăm peste ouăle bătute. Și tot acum adăugăm și un sfert de linguriță de boia dulce pentru că aceasta va da un gust extraordinar de plăcut. Amestecăm foarte bine cât să obținem o compoziție omogenă. Punem și pătrunjel verde tocat mărunt sau dacă doriți puteți să puneți și mărar. Ei, și acum că avem compoziția gata, punem o tigaie la foc. Eu am folosit o tigaie cu un diametru de 20 de cm. Adăugăm aproximativ o lingură de ulei distribuit așa în toată tigaia și îl lăsăm să se încingă foarte bine. Apoi adăugăm jumătate din compoziția pregătită, o întindem foarte bine pe toată suprafața tigăii și totodată coborăm și nivelul focului, îl lăsăm la minim. Iar acum punem pe deasupra jumătate din cașcavalul ras, atât cât să acoperim foarte bine legumele. După aceea punem și restul de compoziție și o distribuim bine pe toată suprafața, atât cât să acoperim foarte bine cașcavalul. Vom lăsa să se gătească omleta noastră, căci practic este un fel de omletă la foc moderat timp de 5 minute cu capacul pus. După 5 minute veți observa că marginile acesteia s-au desprins de tigaie, așa că este momentul să o întoarcem și pe cealaltă parte. Ne ajutăm de un platou mai mare sau un capac din acesta de plastic, o întoarcem pe cealaltă parte, după care o așezăm din nou în tigaie. Cu ajutorul unei palete aranjăm puțin marginile pentru a-și menține forma perfect rotundă, iar apoi pe deasupra punem restul de cașcaval ras. După ce am distribuit bine tot cașcavalul, vom acoperi tigaia și lăsăm totul să se gratineze timp de 5 minute la foc foarte scăzut. Când au trecut cele 5 minute veți observa că s-a gratinat foarte bine cașcavalul, atunci oprim focul și transferăm omleta noastră într-un platou. Ne putem ajuta de o spatulă pentru a putea transfera mult mai ușor omleta pe platou. După care, pe deasupra, putem să presărăm și puțin pătrunjel verde tocat mărunt. Ei, dragilor, cam aceasta este mâncărica de astăzi. Sper să vă fie de ajutor. După cum ați văzut, se pregătește foarte ușor. Vă voi arăta acum și o secțiune din această omletă cu varză, practic, pentru că asta este. Ea este extraordinar de gustoasă și după cum vedeți s-a gratinat foarte bine cașcavalul și are un aspect extraordinar de plăcut. Încercați-o și voi pentru că sunt sigură că vă va încânta gustul acesteia. Dragilor, dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să o trimiteți și prietenilor și să o apreciați. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. mai bine tuturor!